Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni, Warbringer aici, mă întorc cu meciul 3 și ultimul între Jinro și Oz. TVP, PVT, cum vreți voi să-i spuneți, momentan egalitate, 1-1 și Jinro a reușit să rămână în acest best of 3 după ce a câștigat pe Taldarim Altar un meci destul de interesant, câștigat la mustață de către Jinro, cam asta e părerea mea. Și meciul 3 se va desfășura pe Antigua Shipyard. Reamintesc celor care nu au fost atenți în primul cast, Oz este un corean, da? Și să vedem exact ce va putea să facă versus Jinro sau Jinro ce va putea să facă versus acest corean. Mare atenție, Jinro trăiește în Corea, se antrenează în cadrul casei Team Liquid de acolo. Deci Arkham trebuie să fie obișnuit cu stilul de joc corean și sper eu că va reuși să-l bată pe acest Oz. Da, pentru că sunt Terran, sau mă rog, sunt Terran, pentru că joc Terran, sper la o victorie din partea lui Jinro și o să mai vin un best of 5 între Kaz și Nerch, eu cred. Da, da. My bad că nu am uitat să văd exact cine este oponentul lui Kaz, știu sigur că este Kaz, da? Aia știu sigur și încă o dată mii de scuze dacă am mai făcut greșeli prin casturile astea după o pauză destul de mare, spun eu, din... Deci, o săptămână, nu v-am mai adus nimic, da? Ceva de genul ăsta. M-am relaxat, mai una alta, păi da. Și în perioada asta de sărbători am intrat și eu într-o zi, sau mai zis într-o seară, am început să joc StarCraft 2 și normal, la un moment dat mă întâlnesc într-o partidă cu un Zerg, care a jucat extraordinar de ciudat. Nu l-am lăsat să facă scouting, i-am prins Overlord-ul și așa mai departe și, mă rog... După ce am venit cu Helioane, pentru că am mers pe acel build cu Helioane și spre surprinderea mea, nu i-am găsit hatcher-ul, tot pe Antigua Shipyard, el era în poziția lui Jinro, eu în poziția lui Oz și normal tot am venit să scautez, am văzut că nu are hatcher, eu am căutat pe toată harta și mare, mare mirare, normal, după ce am trecut pe Sistenk urmărind și m-am dus peste el. E, ce face sau ce a făcut individul, era român și... Mă rog, nu cred că știa de mine și mai departe. A început să mă înjure foarte frumos în românește, niște chestii care n-am cum să le spun. O să aduc acel match, sau mă rog, cam toate meciurile pe care le-am jucat în ziua aceea o să le fac cast. Da, deci se pare că românul nu scapă de meteahna aia cu înjurături și de trimite în origini. Da, nu știu, poate au fi fost jucători de Dota, cam ăia sunt cei mai a dracului și cei mai, să zic așa, înjurători dintre toți românii care joacă, nu știu, de aia de la Counter-Strike. În schimb, aici la StarCraft 2, se pare că toți sunteți civilizați, nu știu cum vă comportați în meciuri, individul ăla chiar mi-a lăsat un gust amar. Nici n-am mai avut rost să mă pun să explic ce și cum, vreau să zic și de proiectul ăsta, dar văzându-l ce comportament are, și după ce s-a terminat jocul a continuat. A continuat cu înjurăturile, da, asta e, ce să faci, normal, Teranul e cel mai decăcat și așa mai departe, de a luat el bătaie, o să vedeți în match exact ce a făcut, stătea pe o singură bază și avea vreo 10 spinecrawlere aici, și stătea pe o singură bază, normal, când m-am dus peste el au ieșit 5 mute, dar erau prea mulți mărini ca să mai facă ceva și, mă rog, a ieșit din joc, nu înainte să mă înjure urât de tot și așa bine cum ișa de românului. În fine, asta este, ce să faci. Ne întoarcem la meciul ăsta între doi jucători pro, ce anume Oz și Jinro. Un pic de hărăs aici, sau mă rog, a încercat tot să fac un pic de hărăs cu acest stalker. Nici o șansă pentru că Jinro are bunkerul aici la rampă. Eu sper că cei care încercați să jucați și așa mai departe, din ce vă povestesc eu aici și cum mă plimb eu pe hartă, puteți să vedeți exact poziționament de clădiri și așa mai departe, chestii de genul ăsta care să vă ajute, da? Deci nu vă uitați la astea ca la un serial, încercați să mai furați din ce fac băița și ăștia, cum se protejează atunci când se extinge și așa mai departe. O să intru și în baza lui Jinro, unde se adaugă 3 barăci, da? Două au fost terminate, reactor, tech lab, deja știți ce înseamnă chestia asta, încă o baracă aici, deci Jinro va merge pe acel build bio. Prima chestie care o cercetează mare atenție este acest steam pack. Da, deci steam pack-ul ăla îl faci ca să poți să te aperi la un push din partea Protossului, o să te ajute enorm, chiar dacă nu există acele medivac-uri, pe când Oz ce face, se extinde și el, Antigua Shipyard, iarăși o hartă care este...
destul de mare sau măricică și iarăși te încurajează să faci chestia asta, însă țin să reamintesc tuturor, versus Protoss, mai ales pe ladder, dacă nu ești destul de bun să poți să ții un expand din ăsta cum face Jinro, Protoss și de obicei, e adevărat, n-am mai întâlnit de multă vreme indivizi care să te pedepsească și de obicei un Protoss va încerca să te distrugă de pe 4 gate-uri și mai departe. Deci mare atenție când te hotărăști să mergi și să joci pe acest build economic. Fii sigur că poți să ții de naturală, de aceea se și cercetează acest team pack. Între timp Oz se extinde la rândul lui. Apropo, am dat și un match tot aici pe Antigua și PR versus un Protoss foarte pasiv și o să vedeți ce match frumos a ieșit și ăla. Și asta este un fel de request la toți cei care mi-au spus să-mi aduci match-uri și cu tine jucând. Ok, drept urmare m-am pus, am mai jucat, n-am jucat perfect, au fost și greșeli de partea mea, dar pe ansamblu o să aduc și match-uri în care am pierdut, da, și am încercat un build mech versus Protoss. Da, deci sunt tot felul de meciuri, doar timp să am să-l fac. Mare atenție, sau să le fac, mare atenție, Oz se extinde, deci al doilea Nexus aici pentru el. Și pun un pic pauză, o să încerc să combin casturile astea de pro cu și cu ceva tips and tricks pentru toți cei care vă uitați și vreți să jucați. Deci ce face Oz aici, îl ține pe Jinro blocat aici, face un contain și în spatele acestui contain relaxat se extinde, da? Deci mare atenție, încercați să faceți chestia asta dacă jucați Protoss, nu lăsați pe teran în pace, țineți-l în bază, încercați să faceți o economie mult mai bună și apoi să beneficiați de acele warp-uri de pe cât mai multe gate-uri, pentru că și dacă faceți schimb de armată și teranul se luptă în proximitatea bazei voastre, veți putea să-l respingeți tocmai din cauza acelui warp, da? Puteți să vă faceți warp instantaneu la toate unitățile de care aveți nevoie și pentru a putea să faceți chestia asta aveți nevoie de o economie cât mai bună pentru a putea să adăugați cât mai multe gate-uri și mai departe. Cum faceți chestia asta? Uitați ce face Oz. Face aici un contain, se extinde, după care probabil va pleca pentru că este inevitabil ca teranul să iasă la un moment dat și dacă vă întrebați cum va ieși, păi Jinro probabil o să încerce să iasă sau o să trimit un marino să vadă toate aceste sentries care au extraordinar de multă energie și atunci probabil că o să lucreze cu niște medivec-uri, da? Deci cam asta ar fi ideea, dau drumul mai departe să vedem exact ce se întâmplă. Steam-ul nu mai are mult și o să fie terminat. Apropo, și eu când mai urmăream replay-ul de-a lui Jinro, cam tot timpul mergi individul ăsta Steam first și de ce să nu o faci? Lasă dracu acele concussive shells să le faci după aceea. Ideea e să ai Steam-ul pentru a putea să faci damage-ul ăla incredibil. Altceva pe hartă, se începe research-ul sau pe hartă, pe bara de producție se începe blink-ul pentru Oz și dacă ați fost atenți și v-ați uitat la toate meciurile astea, aceste meciuri din cadrul Best of 3-ului între Jinro și Oz, ați văzut că Protossul a mers întotdeauna blink. Deci iarăși un tip din partea lui Oz, veți putea să puneți presiune pe teran, teranul probabil o să fie și pe la mijlocul hărții, vii faci blink în bază și o să-i faci o să pui o presiune destul de mare pe teran. Deci tot timpul încercați să luați tips and tricks din aceste meciuri. Altceva ce mai face Jinro, face acest Combat Shield, Concussive Shield de-abia acum, lucrează și la upgrade-uri, foarte bună treabă, Double Engineering Base pentru teran, dacă le și găsesc aici, ce frumos și-a plasat clădirile așa, un Nexus teran, să-i spun, reactor pe această factory pentru a putea să facă, să fie un add-on pentru acest starport, să poată să pompeze acele medivec-uri și dacă va fi cazul și acei vikingi, pilonul ăsta de care o să folosi pentru a îl ține pe teran până când îi se termină Nexus-ul distrus de către Jinro, da? Nexus-ul ăsta terminat, saturat în curând, operațiune de minare well underway și acum Jinro va începe să mai caute un pic, să mai obțin un pic de map control, să vadă, mă rog, caută după ceva piloane, multe piloane poziționate de către Oz, unul aici, unul aici. Și cam atât deocamdată. Vedem iarăși acest upgrade de charge pentru zeloți și cred că Oz va alege să meargă iarăși cu acei high temper și build-ul ăla de zeloți cu Archon. Cam asta este predicția mea.
Între timp, Jinro își construiește cel de-al doilea Command Center pentru a putea să-și ia această expansiune și să înceapă operațiune de minare acolo, însă mare atenție, Protosul este peste el cu o bază. Da, și incamul ăla o să-l ajute extraordinar de mare pe Oz în momentul în care va hotărâ să se angajeze în luptă. Acești stalker au blinkul terminat. Marinul ăsta o să încerc... Oh, ce frumos, ce frumos, da? Un stalker aici și restul după aia imediat sus. Protosul începe să lucreze și aceste roci. De ce? Pentru a putea să-i dea o mai mare posibilitate de manevrare a trupelor sale. A căzut acel... aceste distractible rock și normal, ca să aibă acces mai ușor la această expansiune terană, să-i spun așa. Medivac-ul pe câmpul de luptă acum, deci trupele terane vor putea să rămână mai mult în luptă și cu stimul ăla să facă un damage extraordinar de mare, după care să fie aduse la full hit points, dar lucrurile încep să arate destul de nasol. Avem doi arconi, da, care o să lovească câmpul de luptă, sau mă rog, sunt deja pe câmpul de luptă, Storm acum din partea lui lui Oz și să vedem exact ce unități sunt pe câmpul de luptă, pardon. Păi da, salata de BF-o umplută, chestii trestii. Sunt 16, mă rog, de 23 de mărini versus 2 Arcon, 12 stocări și 28 de zeloți, prieten, da? Deci 28 de zeloți. Chestia asta o să iasă urât de tot pentru Jinro, Oz, na, nu, pa, până la urmă se angajează în luptă aici pe această rampă și pentru numele lui Dumnezeu zeloția sunt de neopriți, sunt niște mașini de uciși zeloția. Niște force field-uri, n-am prea văzut force field-uri din partea lui Oz, în schimb, uitați-le cum le folosește acum și armata, uitați cum a împărțit armata în două, da, deci sus și aici. Încă un Arcon care așteaptă să fie adus pe câmpul de luptă, multe Guardian Shield-uri aici din partea lui Oz și cât de mult ajută acele Guardian Shield-uri. Medivac-urile astea probabil o să cadă și ele înseamnă că trupele terane nu vor mai beneficia de heal, dar ce mai contează dacă mai există medivac-uri, pentru că momentan pentru Jinro mai există 6 Marauder și 5 Marine versus 9 Zeloți, un Arcon, 3 Stalker și 4 High Templars. Până la urmă Jinro reușește să împingă acest push din partea lui Oz, dar la ce cost? 41 de worker skilled pentru Protoss. Ia uitați și cum arată harta. Ne uităm din perspectiva lui Oz. Map control superb. Nexusul ăsta și-a spus cuvântul. Există și acest command center din partea lui Jinro, dar ce poate să facă? Nu-și permite să mai pompeze unități pentru că economia i-a fost distrusă. Și acum spun eu că Oz va încerca să închidă meciul aici și acum. Trupele lui Jinro, să fim serioși, că nu are cum să oprească ce va trimite Oz înspre el. Mare atenție, există și acești High Templar care au Stormul. Pun iarăși un pic pauză. Uitați cum și-a împărțit acești High Templars. Da. Deci un EMP, ok, ia de aici, poate un pic de la ăsta, dar mai există și ăștia la doi. Și cam asta este ideea cu Protoss, dacă îți place să ai niște unități super mega tari și așa mai departe, atunci va trebui să înveți să faci și split la ele, mai ales versus Teran care are acei Ghost și acei EMP. Deci încercați cu Protoss și nu vă lăsați de o rasă dacă vedeți că vă tot luați. Nu știu, eu am ambiția asta, dacă mă bate cineva la o anumită rasă, o să încerc să învăț rasa aia, cum se joacă, cum pot să câștigi. Nu joc cu zer pentru că am așa o, nu știu, nu-mi place scârboș, ăsta e cuvântul, nu-mi plac deloc indivizia aia. Am jucat și cu ei și pot să vă spun că sunt foarte, foarte tari, dar trebuie să ai chestia asta, să-ți placă să joci cu creaturile alea și mai ales, cum zice Crusader, nu prea se aude nimic pe acolo decât... Da, și mai Queen-ul ăla care spune, we are under attack. Da, deci cam atât. Poate vreți și voi să mai auziți un alta. Bun, ne întoarcem la meci. Acest Orbital Command va cădea. Și chestia asta este destul de nasoală pentru Jinro, ba chiar fatală. Supply 144 la 88. Storm acolo ratat, nicio problemă. Mai sunt în spate niște High Templar, CMP acolo, dar mai vin ăștia la doi din spate. Și aștept să văd Stormul din partea lui Oz. Bling masiv acolo, CMP a prins. CMP a prins, dar primește și și Jinro răsplata, să-i spun așa, și chestia asta va trebui să fie GG din partea jucătorului Teran. Chiar nu mai are cum să
să revină în acest match. Haideți să mai deschidem tabul de lucrători. 52 de The Workers Guild, 53 acum. Vă las pe voi să numărați. Și Jinro continuă să rămână în acest match. Ba nu, dă GG-ul până la urmă. Și câștigătorul acestui Best of 3 este Oscoreanul. Bravo! Felicitări! Și asta într-un fel este și un Best of 3, să zic așa, revanșa pentru acel pack pentru Protoș de Crăciun. Foarte bine observat acolo somebody, nu știu cine, mi s-a transmis și mie că a observat cineva că acele, sau acel Best of 5 între Kaz și Night End a mai fost castat în mai. Da, așa este, corect. Cine a observat chestia aia, bravo lui. Eu mi-am adus aminte de treaba asta de-abia la ultimul match și atunci requestul individului a fost că trebuie să mă revanșez față de Protoș. Drept urmare, este și un cast pentru anul nou și este și un cast de revanșă pentru acel Best of 5 pe care l-am mai castat în mai. Da, prieteni, cam atât din partea mea, din cadrul acestui match. Repet, încercați să... sau mă rog, eu o să încerc acum din ce în ce mai mult să vă prezint și tips and tricks, cam cum se apără teranul, ce trebuie să facă Protosul, am cam spus-o în meciurile de acum, sau mă rog, în acest ultim meci, o să încerc să fac și la restul match-up-urilor TVZ, TVP și așa mai departe. Am mai avut request-uri să aduc și PVP-uri, da? Deci TVT-uri ați văzut și voi, o să încerc să aduc, dar doar care sunt, cum să zic eu... active, așa, da? Ori durează 20 de minute, dacă durează o oră, cam așa durează un TVT, atunci o să o las baltă. Sunt și eu om, ce dracu, nu sunt robot, nu pot să vorbesc o oră întreagă despre, nu știu, nu știu ce, după viața mea, probabil. Și ZVZ-uri, din păcate, eu unul nu o să aduc, nu-mi place acel matchup, nu mă pricep la acea rasă, la Zerg. I'm sorry pentru cei care vreau ori chestia asta. Nu avem încă un om care să poată să facă casturi de Zerg, să vă explice cum funcționează și așa mai departe. O să încercăm să aducem acei oameni, din păcate e greu, e greu cu românul, dacă nu le dai bani și așa mai departe, nu vor să îți lucreze. Apropo, pentru asta îi felicit pe Moody și pe Timur că au intrat în acest proiect fără să primească vreun ban, pur și simplu ajută, pun știri și așa mai departe, așa că jos pălăria. N-am avut același noroc, în schimb, la casteri, vor bani sau ceva, da? Deci trebuie să le dai ceva ca să facă casturile astea. Da, prieteni, cam atât din partea mea. Încă o dată, Warbringer și echipa StarCraft 2 Vidcast vorează la mulți ani, multă sănătate și un nou an cât mai bun, 2012 să fie anul ăla în care vi se îndeplinesc toate dorințele, vă găsiți femeia vieții voastre, mare grijă cu femeile, faceți bani, vă luați bacul sau ce mai aveți voi să vă luați, vă luați mașină și așa mai departe și pe ansamblu tot ceea ce doriți să se întâmple, să se împlinească în 2012. Da. Ne revedem sau ne reauzim în acel Best of 5 cast versus un Zerg. Iar nu știu cine o să vedem în casturile alea, dar până atunci Warbringer vă salută, la mulți ani și ciao.